Pe YouTube, Ana Pal, ce faci, Ana? Bine. De ce te-au eliminat? Ce s-a întâmplat? Cum a fost povestea? Ce n-a mers? Păi, pentru mine n-a mers jocul de apă. Păi, de ce? E frică de apă, domnul colegu. Nu chiar de apă, decât de adâncimea ei. Dacă treci mai din nivelul meu, simt că nu mai ești de acolo. Păi și trebuia să te gândești că nu trece de nivelul tău sau nu funcționează așa. Nu, că mă duceam ca bolovanul la fond. Îți pare rău că practic mai era un pic? Da, și să ajung la individuale și îmi doream măcar 2-3 jocuri să prind pe individuale. Și după aia puteam să plec acasă. Băi, nene, deci tu aveai teama asta cu apa și mai aveai, ce teamă mai ai? Din înălțime, în special când sar de sus, direct tot în apă. Și fix adică, asta ți-a căzut, ai văzut, nu. O trebuie să sar într-un bazin și de acolo până să ies afară. De asta zic, deci fix săritură și fix apă. Da. Soarta. Aia finalul, n-am mai reușit, nu m-am mai concentrat și cred că... Ți s-a părut nedrept? El e colegul nostru, Cristi Mitra. Da, am dat seama. Într-un fel sau altul, într-un fel a fost nedrept, pentru că putea să aleagă un alt joc care să fim toți buni pe asta. Adică ți-a părut că având proba de apă a fost în detrimentul tău. Toată lumea. Acum probabil unii oameni o să zică că, păi de ce te-ai dus acolo dacă ți-e frică de apă? Dar Survivor All-Star înseamnă să le ai pe toate, nu? Am mai avut trasee pe apă și am luat și puncte, deci nu e chiar așa de... Acum, dacă te-ai întoarce înapoi și ai avea aceeași probă, ai face-o altfel? Probabil da. Adică e, contează... Doar să iau niște lecții de notă, să sar înainte, știi? Da? Nu, mă gândesc că poate ai gândit altfel, știi? Adică aici, lasă-mă că sar, că nu se întâmplă nimic. Dar știi de ce nu am sărit la ultimul joc? Nu am mai sărit pentru că așteptam să se ducă colegii, că dacă săream o dată cu ei, s-ar putea să mă fi băgat ei la fund. Doamne, îți dai seama dacă te gândești atunci. E o temere mare, trebuie să lucrezi la asta, iartă-mă că spune. Da, știu. Te duci un pic departe, exagerezi, că na, înțeleg temerea, dacă e aglomerată, crezi că pune unul în capul tău și te duci la fund, dar nu, trebuie să mergi să iei 2-3 lecții de not, se rezolvă. Da, el e coleguțul nostru, Cristi Mitrea, dacă îl cauți pe net sau pe TikTok, el vorbește și cu foarte mulți prieteni imaginari, când a fost la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, stătea singur la un moment dat. Băi, imaginile trebuie să le mai dăm o dată aici, da, la cererea publicului, stătea pe o buturugă singur și vorbea cu toți prietenii. E foarte sănătos, coleguțul, să vorbești cu tine, e cel mai sănătos lucru pe care poți să-l faci. Corect. Dacă ai și oglindă în față, ești mai bine. Da, perfect. Și eu fac asta, stai liniștit. Bravo. Pentru că nu suntem sănătoși amândoi, adică eu știam. Haideți să vedem totuși niște imagini de la Survivor. Vedem povestea cu totemul, da? Da. Și imediat ne întoarcem să comentăm cu Ana Pal. Da. V-am dat foc la lada mea? Că lăsat... Da, mă, da, am dat foc, ți-am spus. Da. Și-am dat foc și am făcut și un totem. Eu m-am implicat la totemul ăsta, nu la pantura. Am uitat și am ajuns în camp și am rămas cu un gust ușor amar, pentru că căutându-mi lada pe care am făcut-o și am muncit puțin la ea, am înțeles că au ars-o. Moros, mă... Cine e Alex cu? Alex Cioban. Ah, Alexandra Cioban. Și aici jos cine e? Calul Cioban. Calul Cioban. De ce așa? Eu iau totul ca o joacă, să spun așa. Și mă amuz de unele lucruri. Au pus pe totemul ăla de sus în jos toți cei care au părăsit competiția din echipa faimoșilor. Fiecare, la unii, s-au întâmplat niște ghicitori, să le spun așa. Cert este că la mine scrie acolo calul Ciobanu. Trebuie să ghiciți. A, trebuie să spun. Stai, bă, că se apucă, că se apucă de orice fir. Că se apucă de orice fir de ață. Nu. Cu orice preț. Nu. Sponsorat. Hai să... Nu e care-i cu ața. DJ. Hai, mă arată. Hai, 3, 2, 1... E cum bate? Vântul. Da. La unii nu era râsul lor. Haios, da, asta zic. Foarte haios. Mai ales la Ana, la Andrei. Cum a fost pentru tine experiența de Survivor All Stars? Pentru mine experiența asta a fost într-un fel pe neașteptate, pentru că iar am fost chemată cu o zi înainte. N-am apucat să-mi fac treburile acasă, dar vorbisem mai de mult la... Eu lucrez ca și profesor, sunt antrenor de lupte la CSS și mi-am depus o cerere, că dacă vine să fiu chemată, atunci să mă duc repede să o depun. Și în dimineața în care am venit în București, am fost acolo și am depus cererea și am plecat, gata, de aici. Nu știu ce fac copii, cu cine au rămas, dar... Și Survivor All Stars a fost altfel față de prima dată când ai fost?
Acum, da, pot să spun că a fost diferit, pentru că am avut alți oameni. A fost, de exemplu, de acasă, fratele meu aprecia pe Zane și chiar i-am spus când am intrat că e un fan, fratele meu, pentru el. Și... Și tu ai plecat de acolo tot fană Zane? Nu, n-am plecat fan, dar i-am lăsat... Zane nu e cel care zice că ești un virus? Da, într-un fel cam așa au fost, că eu sunt virusul din echipă, pe lângă că aduceam puncte, dar așa a fost să fie, nu pot să zic, nu pot să-i, cum să zic eu... Eu cred că ai fost și pentru ei reprezentat o amenințare foarte mare și, drept dovadă, toți s-au unit undeva împotriva ta. Pentru că erai una dintre cele mai puternice, chit că erau faimoși sau războinici, da. Și au complotat cât de cât toți să te împingă spre eliminare. Hai să zicem lucrurile pe nume. Da, ei m-au pus spre eliminare. Ți s-a părut că te-au tratat altfel? Că nouă nu mi s-a părut. Nu, așa au fost, așa au fost, dar... Mi s-a spus de la bun început că, fiind nouă venită, nu poate să dea în cei vechi, indiferent că s-a accidentat sau în alta, și o să dea în cei noi. Dacă suntem puternici, rămânem, dacă nu, plecăm acasă. Cu Andrei Ciobanu cum a fost întâlnirea? Da, cu Andrei chiar în am avut... În primul sezon, pentru cei care poate au pierdut secvența, la un moment dat a fost o schemă din lupte. Karate Kyokushin. Te-ai dus către el și s-a scăpat un cap în gura lui. Nu că m-am dus bine eu că i-a special. Doar atâta, coleguțul, da. E periculos. Nu că m-am dus eu special. El venise spre mine și cum era în echipa adversă, mereu era cu, nu dai, nu poți. Adică era te și provoca? Stresul ăla, da. Și când a trecut pe lângă mine, e greu, Ana, e greu. Numai acolo mi s-a tăiat filmul, știi? Iar acum noi am îngropat securea războiului. Adică atunci s-a tăiat filmul și ai dat una. Am simțit că mi-a zâmbit pârșav în față, știi? Adică târșav, știi? Și cum? Pac! N-am vrut să fac asta, doar că cineva de la spate m-a împins, cred că cel rău. Da. Dar am îngropat securea războiului și chiar acum când am ajuns acolo, m-am nimerit să dorm exact lângă el. Și el făcea, lasă-mă, stai. Da. Nu, per total a fost ok. M-am înțeles pe final cu echipa. De exemplu, când am avut duelul cu Andrei, Zani își dorea foarte mult să câștig eu și nu Andrei. Mm-hmm. A zis, mai bine rămâi tu, pentru că ne spui în față ceea ce... Sportivă. Te deranjează și decât să fie cineva care... Pe final, vreau să te întreb doar atât. Pe cine ai vrea, tu să câștige Survivor All Stars? Un nume. Aș fi vrut eu, dar... Din cei care au rămas? Așa, un nume. Nu știu cine a rămas, ultimit, să zicem așa... Din cei care Iancu. Iancu, pe Iancu Sterp. Vezi că și ieri Iancu a primit galerie. Multe aprecieri, da. Multe aprecieri. Da. Perfect, Ana, îți mulțumim mult de tot, să fii în continuare puternică. Noi te mai așteptăm oricând aici, draga mea. Și mă gândeam, dacă vrei, pe pauza publicitară, să faci un mic antrenament cu coleguțul nostru, Cristi Mitrea. El a și slăbit? Poți să... Da, da. Să-l sunt accidentat. Deja se trântește, ok. Sunt accidentat, mă doare genunchiul. Perfect, oameni buni, după publicitate revenim, ne întoarcem imediat, cântăm cu Clejani, cum am spus, iar pe Ana Pal o găsiți pe Instagram, Facebook, peste tot și o să mai vină la noi la emisiune. Și la sală și are un băiat foarte frumos acolo și foarte bine crescut. Uite-l acolo. Salut, mă, voinicule, cum te cheamă? Ștefan, salut, Ștefan. Câți ani are Ștefan? 11 face. 11 ani, te pupăm, Ștefan, te pupăm. Perfect, după publicitate revenim, avem bune, întoarcem imediat.